Hola, hola, bine te-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Și pentru că mi-ați tot spus că vreți să vedeți și holuri alimentare, ce mai cumpăr și așa mai departe, astăzi am zis hai să vă arăt ce am cumpărat așa într-o vizită scurtă la magazin. Nu am avut o listă anume. Am fost la Grand Fre. Grand Fre este un magazin în care se găsesc foarte multe fructe, legume proaspete, de asemenea este o diversitate mult mai mare, calitatea este diferită, de asemenea prețurile nu sunt tot timpul la fel ca și în alte magazine, adică sunt produse care sunt mai scumpe, sunt produse care sunt mai ieftine, dar știu că gustul va fi mereu acolo și calitatea va fi mereu acolo. Așa că, da, inițial am intrat pentru că vroiam creveți cruzi decorticați pentru o rețetă de un fel de noodles chinezești, dar nu am găsit, în schimb m-am reorientat și am luat alte lucruri. Așa că hai să vă arăt ce am luat. Nu țin minte prețurile pentru toate produsele, în schimb unde țin minte, o să vă spun, știu că pe tot am plătit 50 de euro și 70 de cenți, ceva pe acolo, dar n-am mai luat bonul. Unde mi-am amintit, vă spun prețurile și o să vă spun în mare parte și pentru ce le folosesc. De asemenea, va urma la un moment dat și un clip cu mesele mele, ce mai gătesc și așa mai departe. Bun, hai să trecem la treabă aici în colțul ăsta mai retras. Am pulpă de tomate, am luat 3 pentru că erau 3 la 3 euro, deci practic are și 1 euro bucata. Sunt destul de bune ca și gust, ca și calitate, nu știu exact în ingrediente, nu m-am uitat cât sunt de curate sau nu. Ideea este că nu are sare adăugată, nu zahăr are, dar nu are foarte mult. Și îmi place să folosesc ca și bază de sosuri și așa mai departe. Am luat și 2 pungi din astea de supă la plic, practic. Noodle și instant cu gust de pui și ciuperci. Îmi plac pentru că nu sunt picanți și din când în când, când nu ai chef să gătești în mod deosebit, dar totuși vrei ceva, mai mâncăm și supă la plic. Am luat 2 mango pentru că erau la 1,99 € bucata. Sunt destul de copți, deci ceea ce înseamnă că trebuie să îi mănânc zilele ce urmează, dar nu mă deranjează treaba asta. 1 kg de ceapă galbenă, pentru că folosesc destul de mult la gătit. Jumătate de kilogram de ceapă roșie, pe asta o folosesc în salate, asta ne place în salate la amândoi. Ceapa verde nu pot spune că m-a dat pe spate, așa că nu am luat. Am luat și un castravete, mai am unul în frigider, nu avea rost să iau mai mult. Un brocoli. Uitați așa să trecem la caserole. Până să nu uit, mi-am luat și un suc din ăsta presat la rece. Nu știu cât de bună lumină, îl filmez în bucătărie. Dar da, este un suc presat la rece cu măr și fructe de pădure. Nu cumpăr foarte des pentru că, sincer, pentru o asemenea sticluță îmi plătește în jur de 1,70 €, 1,80 €, adică este destul de mult pentru o sticlă atât de mică, dar o dată pe lună sau poate mai rar de atât îmi cumpăr și câte o treabă din asta. După aia, îmi plac la nebunie chestiile astea cu fructe, cu amestec de fructe. Ori mi-au și cu căpșuni și ananas, depinde ce este. Însă acum mi-am luat 2 din astea pentru că au termen de expirare până mâine. Așa că unul va pleca în seara asta, unul va pleca mâine dimineață. Au fost la jumătate de preț. Teoretic, deci am ieșit cam cu 2 euro bucata, undeva pe acolo. Știu. Cumperi fructul, ești mult mai bine, dar câteodată îmi plac și treburi de astea. Și mi-am luat și ananas. Ananasul am renunțat de mult să mai cumpăr ananas întreg, pentru că
fie așteptam până se strica, fie, deci am avut doar probleme. Am luat și niște moazăre pe care vreau să o folosesc în rețetele mele chinezești, asiatice, ciuperci, pentru că în seara asta vreau să fac pizza. Așa că am luat niște șampinioane pe care le voi pune pe pizza mea, pentru că pe a lui nu. Tot pentru în seara asta, pentru pizza, pentru el am luat niște chorizo, pentru că lui îi place la nebunie chorizo, eu nu mă omor după el. Două felii de jambon, de asta simplu, și una din asta de bacon. Este afumat și tot așa. Pentru pizza, tot pentru pizza lui de această dată, am luat niște emmental ras. Eu nu mănânc brânză, iar pentru o rețetă pe care am văzut-o recent și o am eu în minte acum chinezească, am luat niște foi de lasagna, pentru că le voi rupe și le voi face paste, practic. Am spus, am văzut eu o nebunie, dacă o încerc și dacă o să-mi placă, o să vă arăt și vouă. Dar da, am luat trei asemenea chestii, era un jur de un euro și ceva bucata. Am luat două tipuri de pere. Astea, nu știu exact de unde sunt, dar da, am luat trei așa și trei așa, pentru că perele, în general, doar eu le mănânc. Și am mai luat și niște mazăre din asta. Aici mai spune pois gourmand sau petit pois, are mai multe denumiri. Îmi place pentru că este ușor dulceagă și, din nou, atunci când fac rețetele asiatice sau chiar și în salate, doar ușor opărite sau trase la tigaie, sunt destul de bune, sunt dulcuțe, au o textură interesantă și, practic, mai adaugi verde în alimentație. Iar eu am mai mâncat, el nu a mai mâncat până acum, așa că pentru el va fi o noutate. Și cam astea au fost cumpărăturile mele. Nu știu exact săptămâna asta, cel mai probabil vom mai merge pentru a-mi lua creveți. Dacă vă place acest tip de clip, îmi spuneți în comentarii și fie adun pe mai multe zile și vă arăt odată, fie, nu știu, pentru că uneori funcționăm pe sistemul listă și mesele gata pregătite, adică pregătite, planificate în avans, uneori mergem așa în funcție de ce avem în frigider, adică totul se schimbă de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, și în funcție de ce se mai întâmplă în viața de zi cu zi, de evenimente. Bun, puneți-mi în comentarii voi ce mai cumpărați, ce mai gătiți în același timp, în felul ăsta mă mai inspir și eu. Ca de obicei, aștept să ne citim în comentarii, vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!